organizației. În primul rând, vă felicit pentru proiectul prezentat mai înainte. Într-adevăr, este un proiect strategic foarte mare și de mare valoare pentru orașul nostru. Dar are un segment sensibil care ne deranjează pe noi de la Fundația Asociației, mai ales care lucrează cu familii cu probleme sociale, demolarea centrului. Demolarea centrului istoric a Oradei, care într-adevăr, deci noi avem un oraș frumos, un centru reabilitat și vreau să dorim să demolați. Deci eu cred că nu este oportună schimbarea imaginii a orașului și chiar, deci noi am semnat și petiția făcută de UTBR săptămâna trecută pentru demolările astea, că familiile respective care stau în casele din Oradea, deci de strada Oradea, de Sucevei, noi am discutat, am făcut parte, am vizitat familiile astea și nu sunt de acord cu mutarea lor. Deci ei s-au obișnuit în centrul orașului, aici stau, aici au trăit viața, aici au copii merg la școală și nu știu, adică nu se știe ce se va întâmpla cu familiile astea. Pentru asta vă rugăm realizarea proiectului și eventual, nu știu ce fel de beneficiu socioeconomic aveți dumneavoastră din modificarea asta. Sper să nu reușim ca și cu pasajul Vântului Negru, care de 3 ani tot acolo stă de unde am pornit. Și nu mă fac de ale, că avem și acolo sediu. Mulțumesc! Noi, la urmărirea acestui plan, am ținut cont de toate măsurile propuse și aprobate de Consiliul Local. Probabil că întrebarea dumneavoastră era legitimă dacă se adresa acelei ședințe publice care a avut loc înainte de ședința Consiliului Local, care a aprobat acum o lună această măsură. Poate ne pare rău, poate nu, dar nu suntem nici în măsură să schimbăm politica acestui municipiu. Nu suntem noi în măsură să influențăm deciziile organelor locale. Așa că am lucrat cu ceea ce mi s-a pus la dispoziție și ce am considerat, ce ați considerat dumneavoastră că este oportun. Doar, noi doar le-am echivalat ca să vă putem demonstra că sunt niște măsuri care pot aduce o îmbunătățire în sistemul acesta de transport și în mobilitatea populației. Întrebarea trebuie să fie în cazul acelei discuții sau acelei dezbateri publice la planul de urbanism general. Nu nou. Acum o lună de zile a fost și ne-am preluat această măsură ca fiind o măsură deja aprobată. Vă mulțumesc, da. Am rugămintea de a ne respecta unii pe alții și de a ne asculta. Am spus o întrebare, ați ridicat o problemă, ați primit un răspuns, fac și eu o completare la acest răspuns. Aici, în cadrul acestui plan, nu se prevede nici măcar un euro pentru acest proiect. Dacă v-ați uitat cu atenție, nu a fost alocată nicio sumă pentru eventuala lărgire a străzilor Sucevei, respectiv a Frameanu. Această lărgire nici nu cred că se pune în discuție că ea să fie una în viitorul apropiat. Dacă va fi vreodată, va fi doar pentru că așa se va aprecia în acel moment, că este mai bine pentru acest oraș și, evident, pe baza deciziilor care au fost luate până acum, la adoptarea planului urbanistic general. Apar aici nu e o chestiune că vom demola în următorii ani cele două străzi. Nici vorba de asta. Membru al Consiliului Local din partea UDMR-ului, liderul grupului. N-am înțeles să vom atât de repede s-a prezentat în pădurea, am înțeles, nu îmi cer scuze, dar da, așa este. Cugul respectiv a fost aprobat, dar dacă ați citit procesul verbal de la aprobarea cugului, o să vedeți că domnul Bănescu, reprezentantul echipei de arhitecți
La întrebarea unui coleg de-al meu, domnul Chișgapă, când s-a pus întrebarea, domnule, se va demola sau nu se va demola și lărgi străzile Avrameancu și Sucevei, răspunsul a fost unul mai degrabă către a spune că nu se prevede în punctul respectiv. Cu toate acestea, domnul primar la ședința respectivă a menționat foarte clar, există necesitatea și în procesul verbal, cum că se va elabora un PUS care va prevedea acest aspect. Nu, PUS. Deci, se vor elabora PUS-uri, deci uitați-vă, vă rog, în procesul verbal, se vor elabora PUS-uri pentru zonele respective, care, dacă vor trece în Consiliul Local, și sigur vor trece, cu două, trei, acestea vor trece la realizarea lărgirii. Întrebarea mea este, și noi sigur am elaborat un proiect de hotărâre care, din păcate, ieri nu a trecut, pe diferite motive, dacă doriți punctul 77 pe Oradea.ro se poate vedea, cum că, dacă nu ar fi existat demolări și în secolul trecut sau în anii precedenți, nu am fi avut inclusiv clădirea primăriei sau Palatul Votului Negru, Palatul Ștern, Boscovici Mic și așa mai departe. Eu sigur am întrebat pentru că nu el este nici din PUC, nici din actualizarea planului de mobilitate urbană durabilă, nu reiese dacă prin aceste lărgiri, de fapt, în urma demolărilor, rămân străzile lărgite sau se vor demola în vederea construcției unor alte obiective, palate, care peste 100 de ani, peste 150-200 de ani, vor aduce ceva urmașilor noștri. Sigur, așa este, ne opunem și vreau să vă spun că copia celor 1700 de semnături sunt aici. Sunt aici. Deci, noi le-am depus ieri un opis și ne opunem acestui proiect. Sigur, proiectul prezentat adineaul este un proiect bun. A fost o parte discutată, deci nu sunt numai elemente noi, dar un element nou este, așa cum a spus și domnul de la echipa din București, care a fost... Mulțumesc, Marcel Iacob, și sunt consilierul Proiectului General al Centrului. Mulțumesc! Deci, prezentat de domnul Marcel Iacob, este, așa cum am menționat, preluarea din PUC. Deci, preluarea din PUC. Mulțumesc! Da, mulțumesc, doamna sau domnișoara, s-a scris dacă vă așteptați până la ajunge microfonul la dumneavoastră să vă auzi. Bună ziua! Numesc Cristina Morman, sprijin de sănătate și la vreți să succede. Clădirea noastră a fost construită de noastră cu ceva de origine. Ține de centru istoric. Dumneavoastră vă împărtiți pe demolare și pe păstrarea centrului istoric. Nu înțeleg care e ideea. Succede. Are o grămadă de străzi paralele. De ce nu se poate dirija traficul altă? De ce nu se poate reabilita aceste străzi? E mai mai puțin, în urmă. Și pe noi, ne-ați plăcat acolo câțiva ani buni. Gândiți-vă în zările acestor apartamente, cum se poate întâmpla în viitorul apropiat, sau 10 ani, sau 20 de ani. Noi, ca familie, ne gândim că clădirea trebuie reabilitată. Vom face asta? Ne vom face? De cine de acolo locuiesc din anii 80, am avut la rețetă din mobil din anii 50. Suntem câțiva proprietari pe un aproximativ 2000 și ceva de metri pătrați. Ce se va întâmpla? Și eu nu sunt singura în situația asta. Eu stau de treabă și am văzut de părinte. Dumneavoastră părinți de cumva. Nu era ce să nu știu. Nici nu dacă am știut că a fost o ședință publică aici, a fost până și ceva. Acum 3 ani am fost prezentă și un și-a prezentat un plan care a fost foarte logic. Nici orașele mari din Europa nu cred că au demolat, au centre istorice în care se circulă pietonal și cu toate astea nu cred că s-au demolat. Spuneți-mi, care sunt orașele mele care s-a făcut așa ceva? Plus că în anii 70 se discută de demolarea străzii Sucevei. Am scăpat de legea respectiv, mi-am bucurat că nu s-a ajuns la mai și acum din nou se poate decizi. Noi cetățeni, dacă ar fi aici 1000 de cetățeni, n-ar mai fi o viață. S-ar putea să fie locul.
Cum a vorbit? A fost cum a vorbit? Nu despre dumneavoastră. A spus că e bine pentru orașul nostru să se dezvolte toate aceste minunății. Și că nu vedeți care e orașul de demolării. Dacă nu vedeți o problemă în asta, scoateți frumos afară din proiectul de hotărâre să se aceste demolări. Și da, că toată lumea mulțumită. Eu cred că sunt convins că toată lumea din sala asta ar aprecia foarte mult general de realizare. Scoateți-l afară și gata. Asta da. Altceva? O întrebare? Îl scoateți acolo sau nu? Păi și atunci, da. De ce deci, ce faceți dumneavoastră acum? Nu știu dacă are legătură cu o dezbatere publică făcută în sensul de a mișca lucrurile înainte. Eu nu vă mai răspund această chestiune cu demorare. Eu am venit de ieri de la ora frunzului până azi la noua, am condus 1750 de km din Turcia de la un concurs cu copiii de la Coșul meu. Și am ținut să vin obosit și murdar la această dezbatere. Pentru că este dreptul meu de cetățean și nu mi-l puteți lua, da? Cine vorbesc? Atunci lăsați-mi să vorbesc, da? Nu mă întrebați, da, gata, ați terminat? N-am terminat. Nimeni de aici n-a terminat. Când o să terminăm, noi o să știți. Okay. Mulțumesc, gata, am terminat. Okay.